Симбруале, Симбруале. Emil Fili 4, cu această victorie de astăzi, cum a fost meciul pentru tine și pentru echipa ta? În primul rând, mersi. A fost un meci greu, deoarece era primul după pauza de iarnă. În primul rând, mersi băieților că au rezistat acest meci, deoarece e o echipă tânără, băieții de la Jedinec sunt mult mai experimentați. Am așteptat acest meci din primul tur, deoarece am pierdut acolo. Era foarte, foarte, foarte neașteptat, deoarece noi eram cu mult peste ei, însă așa, asta e fotbal. În primul rând, mersi, vrem să spunem toată echipa, mersi domnului Vislav Rusnak pentru toată munca care a făcut-o cu noi și îi urăm succes și dumnealui în cariera sa de antrenor mai departe. Apropo de adversar, a fost un adversar astăzi mai, cu mai multă experiență, au fost băieți mai în vârstă, iar așa ați putut să învingeți și ați jucat așa cu primul număr astăzi pe teren. Și dintr-o parte s-a părut chiar și fizic ați fost pregătiți mai bine, deoarece la ultimele minute adversarul deja mai mult stătea în apărare. Tu cum crezi? Păi bine, am avut și momente bune, am avut și momente rele, da. Am scăpat două goluri din greșelile noastre proprii, însă așa a fost înaintea meciului. Domnul Codescu a rugat băieții să aibă mai mult încredere, să joace, să fie mai încrezuți în sine și să joace fotbal, să creăm mai mult. Asta a fost. Ai fost convocat la echipa națională Under 21. Speri acum din această convocare să debutezi deja pentru această echipă? Sincer spun, am aflat doar ieri în vestiar de la băieți, deoarece, nu știu, a fost alea puțin neașteptat, după erau mici greșeli în meciurile amicale care le-am avut, însă sper să am și eu o șansă și voi face tot posibil să arătăm bine. Te antrenezi cu prima echipă a Zimbrului, când sper tu să debutezi pentru prima echipă? Nu știu, atunci când antrenorul va socoti că este timpul meu, voi face tot posibil să nu-l dezamăgesc. Bine, mersi și succes în continuare! Mersi mult!